După prelungirea sancțiunilor cu șase luni de către Uniunea Europeană, dar și în urma unor măsuri restrictive pentru cetățenii Federației Rusiei, inclusiv de circulație aplicate de Ucraina, Rusia a decis să le răspundă cu aceeași monedă. Prin urmare, peste 250 de personalități și companii ucrainene au fost adăugate pe lista sa de sancțiuni economice contra Ucrainei pentru apărarea intereselor guvernului, întreprinderilor și cetățenilor Rusiei, potrivit unei postări a lui Medvedev. În total, 567 de personalități și 70 25 de întreprinderi ucrainene fac obiectul acestor sancțiuni economice care prevăd înghețarea activelor lor în Rusia. Relațiile dintre Moscova și Kiev s-au deteriorat treptat după venirea partidelor pro-europene la putere la Kiev la începutul lui 2014 și mai ales după anexarea Crimei de către Rusia urmată de conflictul din estul Ucrainei. Tensiunile au escaladat în 25 noiembrie în acest an, când Rusia a sequestrat trei nave ucrainene și echipajele lor în strâmtoarea Kerch, în timp ce încercau să ajungă în Marea Azov.